Mulțumim Domnului pentru după masa aceasta și în inimile noastre dorim, așa cum îndemna Iacov, cu blândețe să primim cuvântul Domnului pentru a putea aduce rodul potrivit la timp optim. Astăzi, lecția 10 din tematica imaginii apocaliptice, împărăția eternității. Cartea Apocalipsa, pe care am studiat în ultima vreme, în parte, conține cel mai solemn jurământ al împlinirii planului etern gândit de Dumnezeu în eternitatea trecută. În capitolul 10 al cărții Apocalipsa, capitolul 5 la 7, este scris astfel: și îngerul pe care îl văzusem, stând în picioare pe mare și pe pământ, și-a ridicat mâna dreaptă spre cer și a jurat pe Cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă. Și că în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu, după vestea bună vestită de robilor săi, prorocilor. Iată dar cât de categoric a fost acel înger, afirmând că finalul care prevestește începutul glorios urma să se îndeplinească întru totul după felul în care a conceput Dumnezeu lucrurile. Tot despre aceasta citim în Apocalipsa, capitolul 21, versetul 5 și 6. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat: scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis: s-ai sprăvit. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Și din ultimul capitol, versetul 13, eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Împărăția gloriei eterne a fost visul fericit al poporului Israel, pe care îl putem numi poporul făgăduinților. Toate popoarele au avut idealurile lor, proiecte pentru aici, pentru acest pământ. Însă Israelul a avut un vis supranatural dat prin descoperirile prorocilor. Ei s-au așteptat încă din vremea robiei, apoi cu ocazia reașezărilor în parte în Țara Sfântă și cu atât mai mult când a venit Domnul Iisus Hristos, evident și de atunci încoace, să vină Mesia și să-i steaureze împărăția. Unii dintre ei însă n-au înțeles nici în vremea aceasta ceea ce au înțeles însă credincioșii, așa după cum este scris în Noul Testament, că împărăția lui Dumnezeu avea să vină în două etape. Așa cum spunea Domnul, întâi nu vine să izbească privirile, împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul nostru, însă într-o a doua etapă, la cea de-a doua venire a Domnului, vine să fie așezată în plinătate. Există mențiuni în cartea Apocalipsa, capitolul 20, despre domnia de 1000 de ani. Sunt singurele referințe din Scriptură despre această perioadă, care au fost anexate multe alte pasaje din Scripturi. Însă au amintit despre visul evreilor, despre o împărăție pământească și foarte multe din gândirea lor, din felul în care au atribuit împlinirea profețiilor din Vechiul Testament, Isaia, Ieremia, Ezechiel, credincioșii le-au pus pe seama domniei de 1000 de ani. Această relație este mai greu de dovedit. De aceea este bine să fim rezervați, ca să nu cădem în ispita evreilor care au crezut că așa se va întâmpla
cum au apreciat ei. Am amintit la lecția trecută că sunt evenimente apocaliptice care nu pot fi prezise cu lux de amănunte dinainte. Este suficient să fie înțelese în momentul derulării lor pentru a avea parte de ele. Noi ne vom opri într-o primă parte a lecției noastre la câteva imagini ale Paradisului, iar într-o a doua parte la activitatea descrisă în parte, în Scripturi, în felul în care ne vom trăi viața în Împărăția lui Dumnezeu. Cuvântul Paradis este de origine persană, ceea ce însemna paradisa, grădină împrejmuită cu un zid. Pentru că în Orient, la monarhi, nu palatul era locul cel mai de atracție, ci grădina. De aceea și în imagine apocaliptică, nu avem doar o cetate, avem și o grădină cu un râu, cu pomul vieții, pentru ca să fie o imagine cât mai completă a paradisului, a casei noastre eterne din cer, a tot ceea ce Dumnezeu ne-a pregătit, așa cum spunea Domnul Hristos. Împărăția visată, imediat ce omul a fost alungat din Eden, pentru că vă rog să vă gândiți cu ce sentimente, cu ce gânduri ar trăi un om care a avut o casă frumoasă, o grădină mare și a fost dat afară, expulzat. Cât de mult și-ar dori să revină, să redobândească o asemenea locație. Oamenii au trăit cu dorința aceasta încă din vremea lui Adam și Evei. Dar mai mult decât dorința pentru cele pierdute, Dumnezeu le-a înnoit sentimentele prin toate promisiunile sale. Astfel, în cartea Apocalipsei avem paradisul comparat cu un oraș pe un munte, numit în Scripturile Noului Testament Ierusalimul Ceresc, cetatea viitoare. Și în gândirea antică, asta însemna o cetate invincibilă, pentru că cea mai puternică formă de rezistență în antichitate era o cetate înconjurată cu ziduri. Gândiți-vă că Ierusalimul a rezistat câțiva ani și în cadrul asediului babilonienilor și chiar mai nou în cadrul asediului armatelor romane. Iată cum a fost profețit muntele și cetatea divină încă din Vechiul Testament, citim din Isaia capitolul 2 și apoi din Mica capitolul 4. Acești doi profeți, vă reamintesc că au fost contemporani. Mai întâi Isaia 2:2, se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte. Se va înălța deasupra dealurilor și toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Popoarele se vor duce o grămadă la el și vor zice: veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului Iacov, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui, căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. Însă, interpretând acest pasaj, în lumina celor două etape ale instaurării împărăției lui Dumnezeu, ne dăm seama că mai întâi Domnul cheamă oamenii la împărăție prin Evanghelie, urmând ca în o a doua fază, cei ce s-au înscris în Biserica Domnului și fac parte din poporul Domnului, vor fi locuitorii cetății eterne, la muntele casei Domnului, ca simbol al împărăției eterne. Iată cum scrie Mica în capitolul 4, primele două versete. În vremurile de pe urmă, muntele casei Domnului va fi întemeiat tare ca cel mai înalt munte. Se va înălța deasupra dealurilor și popoarele vor veni grămadă la el. Neamurile se vor duce o grămadă la el și vor zice: veniți, haideți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului Iacov, ca să ne învețe căile lui, să umblăm pe cărările lui, căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. Aceste imagini sunt în acord cu cele descrise în cartea Daniel, capitolul 2,
unde într-o altă ipostază este văzut acel chip imens care a fost doborât de o piatră. Citesc din capitolul 2, versetul 45. Aceasta înseamnă piatra pe care a văzut-o de silbențul din munte. Cu referire la împărăția pe care Dumnezeu o avea în plan. Și mai adaug cele scrise în finalul versetului 35. Dar piatra care sfărâmase chipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Când întreg pământul va aparține împărăției lui Dumnezeu. Iată așadar câteva cuvinte despre cele profețite încă în Vechiul Testament. Vă reamintesc, cartea Apocalipsa cuprinde 400 de simboluri din Vechiul Testament. Deci este foarte strâns legată de promisiunile ce le-a avut poporul Domnului din vechime. Trecând în Noul Testament, ne oprim în cartea Evrei, capitolele 11 și 12, pentru a observa din nou făgăduința orașului, reședință al împărăției lui Dumnezeu, unde vom avea și noi drept. Evrei 11, versetul 10, unde se vorbește despre Avram, căci el aștepta cetatea care are temelii tare, a cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Sau versetul 16, dorea o patrie mai bună decât o patrie cerească, de aceea lui Dumnezeu nu este rușine să numească Dumnezeu lor, căci le-a pregătit o cetate. În Vechiul Testament, evreii credeau că se va instaura ceva aici și încercau ei să o repereze și să o identifice geografic. Deja în Noul Testament, apostolii și-au dat seama că este ceva de perspectivă spirituală, eternă. Citim și în capitolul următor, 12, cu versetul 22. Și v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul Ceresc. Iată deja o informație clară. Ierusalimul Ceresc, de zecile de mii de adunare în sărbătoare a îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scris în ceruri. Iar în Apocalipsa, în capitolul 21, este scris că această cetate nu aparține structurii actuale care este destinată nimicirii, și noilor creații. Apocalipsa 21:1, apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Descrisă în acest capitol de la versetul 10 într-o formă cubică și împodobită cu aur și pietre prețioase. Asta avea menirea să înțeleagă oamenii frumusețea perfectă. Cubul era desăvârșirea în gândirea antică. Așa își doreau toți monarhii să-și construiască reședințele. Să citim aici de la versetul 10 și să înțelegem că imaginea aceasta a fost în mod special pentru cei care au primit Apocalipsa, dar și pentru generațiile următoare. O splendidă și admirabilă imagine a ceea ce Dumnezeu rânduiește în mod desăvârșit pentru prea iubiții Lui. Citim de la versetul 10. Și m-a dus în Duhul pe un munte foarte mare și înalt și mi-a arătat cetatea sfântă Ierusalimul, care se pogora din cer de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu, lumina ei. Era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de aspis, străvezie ca cristalul. Era înconjurată cu un zid mare și înalt, avea 12 porți și la 12 porți 12 îngeri și pe ele le-au scrise niște nume, numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Sunt enumerate? Versetul 16, cetatea era în patru colțuri și lungimea ei era cât lărgimea.
A măsurat cetatea cu trestia și a găsit aproape 12.000 de prăjini. Lungimea, lărgimea și înălțimea erau deopotrivă. Cele 12.000 sunt simbolul cuprinderii în întregimea poporului Dumnezeu. Au fost 12 patriarhi cu 12 seminții, 12 apostoli. Dimensiunile de aici nu sunt neapărat strict matematice, ci simbolice, ca să arate că întreg poporul Domnului va încape acolo. Versetul 17 continuă prezentarea. I-a măsurat și zidul și a găsit 144 de coți. Iată din nou, 12 ori 12. După măsura oamenilor, căci cu măsura aceasta măsura îngerul, zidul era zidit de iaspi și cetatea era de aur curat ca sticla curată. Aurul și sticla erau cele mai scumpe materiale în antichitate. Temeliile zidului cetății erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul, enumerate toate 12. Cele 12 porți erau din 12 mărgăritare, fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar. Ulița cetății era de aur curat ca sticla străvezie. Cu siguranță că în ziua aceea când vom ajunge acolo și apoi pentru toată eternitatea, ne vom minuna mai mult decât ne putem imagina acum. Sunt și alte referințe în profeți sau în cartea Apocalipsei despre felul în care viața va înflori, ca să arate că oamenii vor trăi în fericire, în bucurie. Mă adaug, pentru că este un citat plăcut, Isaia capitolul 35, versetele 1 și 2. Pustia și țara fără apă se vor bucura, pustietatea se va veseli și va înflori ca trandafirul. Imaginați-vă să vedeți din Sahara o grădină botanică. Se va acoperi cu flori și va sări de bucurie cu cântece de veselie și strigăte de biruință, căci se va da slava Libanului, strălucirea Carmelului și a Saronului, cele mai pitorești locuri din țară. Vor vedea slava Domnului, măreția Dumnezeului nostru. Slăvit să fie Domnul, care a pregătit aceste lucruri mărețe pentru noi. O grădină minunată cu pomul vieții, unde Dumnezeu vrea să ne bucurăm de fericire pentru eternitate. Alte comparații care descriu viața eternă, fericită, o leagă de nuntă, care a fost dintotdeauna un simbol al fericirii umane, atât prin bunăstarea materială, cât și prin împlinirea sufletească. Evident că întotdeauna când ne gândim că Domnul va fi mirele nostru și noi mireasa Lui, asta nu are de-a face cu nimic din ceea ce avem noi de-a face în plan fizic și material cu viața de familie, ci este doar un simbol ca noi să putem pricepe ce ne așteaptă. Când cineva, în mod special cum sunt în Evanghelie, pilda anunții fiului de împărat, avea cinstea să se bucure de o nuntă regală, cu tot fastul și toată bucuria, se socotea cel mai onorat om. Dumnezeu vrea să ne arate prin această imagine cât de mult ne-a iubit și la ce nivel vrea să ne ridice. Să citim tot din Apocalipsa, capitolul 19, pentru a vedea o altă imagine a stărilor de beatitudine care prezintă bucuria din slava divină. După ce am auzit în cer un glas puternic de gloată multă care zicea, Aleluia, a Domnului Dumnezeu nostru este mântuirea, slava, cinstea și puterea. Versul 3, și au zis a doua oară, Aleluia, și cei 24 de bătrâni și cele patru făptuvii s-au aruncat la pământ, s-au închinat lui Dumnezeu care ședea pe scaun de domnie și au zis a treia oară, Amin, Aleluia. Și din scaun de domnie a ieșit un glas care zicea, lăudați pe Dumnezeul nostru toți robii Lui care vă temeți de El, mici și mari. Și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuiet unor ape multe, ca bubuit unor tunete puternice care zicea, Aleluia, Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească.
să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și s-a dat să se îmbrace cu insubțire, strălucitor și curat. Apoi mi-a zis, scrie, ferice, deci iată imaginea și scopul ei, fericirea, ferice, de ce e chemat la ospățul nunții mielului? Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Aș face aici o paranteză, nu cumva încântându-ne peste măsură de mult să ne credem deja ajunși în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că aici este scris, soția lui s-a pregătit, suntem responsabili să ne angajăm în procesul sfințirii. Mi-am amintit despre un vis ce l-a avut un frate într-o adunare cu mai mulți ani în urmă. Era anunțată nunta mirelui și a văzut toată adunarea, fiecare pe locul lui, a apărut un mire ca din alte sfere și a întrebat unde mi-este mireasă. Și păstorul care era la anvon a zis aici și de sub anvon a ieșit o mireasă, îmbrăcată în imagine umană, ridicată dintr-un culcuș de paie, cu o haină șifonată, fără să fie curată. Mirele s-a uitat spre ea, spre păstor și spre sală și a zis, refuz să mă căsătoresc cu ea, îmi amând nunta și o să mă căsătoresc cu sora ei mai mică. Și asta a însemnat o generație pierdută în biserica și orașul acela. Și de-abia după o generație Dumnezeu a cercetat iarăși oamenii ca să-i pregătească pentru nunta sa. Acea generație s-au făcut nevrednici. Să ne pregătim așadar și bunul Dumnezeu să ne dea har și îndurare. Pentru că numai așa vom putea să stăm înaintea Lui. Într-o altă prezentare, paradisul este descris ca locul unde sunt absențe toate stările negative. Acolo nu mai există moarte, necaz, lacrimi. Iată ce citim încă din Vechiul Testament, cartea profetului Isaia, capitolul 25. Și aceste imagini cred că sunt potrivite pentru cei care în prezent au stări de tristețe și dureri. Citim de la versetul 6. Domnul oștirilor pregătește tuturor poporilor pe muntele acesta, simbolul împărăției, un ospăț de bucate gustoase, un ospăț de vinuri vechi, de bucate mezoase, pline de mădăvă, de vinuri vechi și limpezite. Și de pe muntele acesta înlătură măhrama care acoperă toate popoarele și nivelitoarea care înfășoară toate neamurile. Nimicește moartea pe vecie. Deci evident că avem de-a face cu împărăția lui Dumnezeu eternă. Domnul Dumnezeu șterge lacrimi pe toate fețele și îndepărtează de pe tot pământul ocara poporului său. Da, Domnul a vorbit. În ziua aceea vor zice, iată, acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul în care ne încredeam acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui. Rămân tot în Isaia, capitolul 65, pentru o altă descriere a absenței oricăror stări dureroase sau neplăcute. Isaia 65, de la versetele 17 la 23. Căci iată, eu fac cerul noi și un pământ nou. Vedeți câte cuvinte din Vechiul Testament se regăsesc în Apocalipsa? Expresii întregi. Așa că nici nu mai aduce aminte de lucrurile trecute. Și nimănui nu-i vor mai veni în minte. Eu cred că această pauză de memorie nu va fi dată de imposibilitatea de a ne aminti, ci de faptul că nu va mai fi pentru nimeni vreo bucurie să se gândească la ceea ce a fost pe pământ. Fericirea din cer nu va mai da posibilitate la niciun gând nostalgic referitor la vreo activitate din lumea aceasta. Pentru că Dumnezeu și atracțiile eternității ne vor magnetiza în mod suficient ca să nu mai privim înapoi, precum biata soția lui Lot. Nu vom mai avea la ce. În continuare este scris,
ci vă veți bucura, vă veți veseli pe vecie pentru cele ce voi face. Căci voi preface Ierusalimul în veselie și pe poporul lui în bucurie. Eu însumi mă voi veseli asupra Ierusalimului și mă voi bucura de poporul meu. Nu se va mai auzi în el de acum nici glasul plânsilor, nici glasul țipetelor. Nu vor mai fi nici copii cu zile puține, nici bătrâni care să nu-și împlinească zilele. Aici sunt niște prezentări pe înțelesul lor. Nu că oamenii vor îmbătrâni și își vor suporta greutățile numai că nu vor muri sau că vor trăi doar mai mulți ani ca în primele milenii. Sunt doar o imagine că oamenii n-au putut înțelege de la început viața eternă. Dumnezeu în mod gradual le-a explicat-o. Și cele scrise în continuare sunt pe înțelesul lor ca să le arate că va fi ceva extraordinar de plăcut. Zice în versetul 21, vor zidi case, se vor locui, vor sădi vii și le vor mânca rodul. Nu vor zidi case ca altul să locuiască în ele, nu vor sădi vii pentru ca altul să mănânce rodul, căci zilele poporului meu vor fi ca zilele copacilor. Asta nu înseamnă că vom trăi doar mii de ani cât copaci. Pentru că sunt alte referințe care spun că zilele noastre vor fi cât zilele cerului deasupra pământului. Sunt doar imagini ale faptului că oamenii vor trăi într-o stare net superioară față de ceea ce a existat pe acest pământ. Trecem și în Noul Testament, oprindu-ne în Roman, capitolul 8, unde este împletită așteptarea noastră cu necesitatea ca întreaga natură să fie regenerată. Un citat foarte bogat, versetele 19 la 23. De asemenea și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea firului lui Dumnezeu, căci firea, natura, a fost supusă de șertăciuni, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o cu nădejde însă, că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii. Vedeți că totul se degradează. Așa funcționează, după cum afirmă și legile termodinamice. Totul se distruge. Oamenii de știință spun, după evaluări lor foarte pertinente, științifice, pământul acesta în starea lui merge spre distrugere. De aceea este necesară o înnoire. Deci oamenii de știință recunosc că pământul acesta, fără să poate face calcule suficient de riguroase, ar avea un final dacă nu s-ar întâmpla nimic altceva. Totul merge spre distrugere. De aceea și natura însă este într-o așteptare. Suportă și ea urmările păcatului, pământul a fost blestemat. Dar știm că până în ziua de azi toată firea suspină și suferă durerile nașterii și nu numai ea, dar și noi care avem cele întiroade ale Duhului suspinăm în noi și așteptăm în fire, adică răscumpărarea trupului. Și apoi ajungem în cartea Apocalipsa, unde din nou ni se vorbește despre sfârșitul suferințelor și începutul fericirii eterne, capitolul 7, versetele 16 și 17. Sub această ordine de idei trebuie gândită suferința pe care Dumnezeu o lasă. Este limitată, are un rost. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu le va mai dogori nici soarele, nici vreo altă arșiță. Căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor, îi va duce la izvoare apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Ce înseamnă asta? Orice lacrimă să fie ștearsă, adică să nu mai existe niciun motiv de întristare, nici o formă de supărare. În aceeași formă este prezentat viitorul și în capitolul 21, versetul 4. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipet, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Mă gândeam la felul în care conceptualizează budiștii veșnicia în etape succesive, în care oamenii vor trudi etapă cu etapă și suferința va fi
foarte prelungită, până când se va intra în budeitate, adică să fie de aceeași formă cu zeitățile, de aceeași esență. Dumnezeu nu a gândit aceste trutnice evoluții. Suferim o singură dată. Dumnezeu a mai lăsat doar 10 de ani viața aceasta și apoi, dintr-o dată și pentru eternitate, am scăpat de tot răul și vom intra în fericire cu Domnul, slăvit să fie El. De altfel, Apocalipsa se încheie exact cu imaginea inversă celei descrise în Genesa capitolul 3. Acolo omul este expulzat din rai, pământul este blestemat, spinii și pălămida, sudoarea și suferințele apar, pe când în final se ridică blestemul, nu-i nimic vrednic de blestem în cer, plânsul se oprește, exact ceea ce pierdusem vom recuceri prin harul lui Dumnezeu. Așa cum am citit din capitolul 21, versetul 5, scrie: Eu fac toate lucrurile noi. Deci, tot ceea ce a fost nou la creație și s-a distrus, s-a învechit, totul va fi refăcut. Mai este un citat în cuvintele Domnului Iisus în Matei capitolul 19, care arată forma de recuperare, de restabilire, de înnoire desăvârșită. Matei 19, versetul 28, Iisus le-a răspuns: Adevărat vă spun că oricine, că atunci când va sta Fiul omului pe scaun de domnie la măririi sale, mă refeream la faptul că oricine va lăsa, la înnoirea tuturor lucrurilor, Doamne, ajută-ne să ajungem acolo. Dar pentru asta se impune, dacă este cazul, să renunțăm la oricine, la orice, numai și numai să punem mâna pe împărăția lui Dumnezeu. De aceea zice Apostolul Pavel în Filipeni 3, eu nu mă uit la ce am lăsat în urmă sau la ce am pierdut când m-am pocăit, astea nu sunt vrednice să le luate în calcul, pentru prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos, a unirii cu El și a premiului. Alerg înainte. Câtă vreme suntem pasionați sau însuflețiți, cum zicea el, de gândul acesta, vom găsi motive comune să ne îmbărbătăm, să ne ajutăm și să alergăm cu stăruință. Cine n-are obiectivul acesta, zicea Apostolul Pavel, poate ajunge în stări de conflict sau de apatie spirituală, pierzându-și ținta chemării cerești. Pentru că Domnul ne așteaptă cu răsplătiri, vor fi cununi care exprimă locul rezervării noastre în împărăția lui Dumnezeu. Astea vor fi repartizate după planul Domnului, care are de-a face cu siguranță cu activitatea noastră de pe pământ. Nu poate cineva prin activitatea lui să-și pregătească în mod singur sau după cum voiește locul în împărăția lui Dumnezeu. În primul rând depinde de organigrama care a gândit-o Domnul. Dar noi putem să ne înscriem într-un loc pe care Domnul ni l-a pregătit sau să ratăm favoarea eternă, poziția pe care El ne-a repartizat-o prin harul Său. Rămânând aici în Matei, citim în partea a doua versetului că Domnul pentru cei 12 a rânduit 12 scaunuri de domnie. Dar trecând apoi în capitolul 20, aflăm că mama lui Ioan și Iacob a cerut să aibă două poziții aparte, cei doi. Și Domnul i-a zis, versetul 23, este adevărat că veți bea paharul și veți fi botezat cu botezul care a să fiu botezat eu, dar a ședea la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine să o dau, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de Tatăl meu. Deci, Dumnezeu este stăpân și la capitolul acesta. Domnul când și-a ales ucenicii,
scrie în Marcu 3 cu 13, a chemat la sine pe cine a vrut. Asta e expresia biblică. Iar repartițiile divine sunt exact după cele stabilite de Domnul. Nu aici putem să operăm modificări, ci la activitatea noastră. Pentru că vă citesc referitor la slujirea noastră, tot din spusele Domnului Hristos, capitolul 25, Matei, pilda talanților, versetul 21, stăpânul îi zice unuia, căruia i-a dat 5 talanți. Dar stăpânul a decis cât ți-i dă. Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Altul a primit numai 2. Era foarte greu cu cei 2 să facă el 10. Pe când cel cu 5 doar a dublat. Iată că repartiția se vede încă din start, după ceea ce a primit omul aici, nu doar după ceea ce va primi dincolo. Acesta însă și-a făcut și el slujba și Domnul îi zice, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Dar cel ce a primit, și eu cred că prin asta ar fi avut și loc și repartiție în cer, numai un talent, n-a lucrat. Și este numit netrebnic și aruncat afară în locul unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. În rai este absența totală a plânsului, iar în pierzare este prezența totală a plânsului. Mai citesc și din 2 Corinteni, capitolul 4, pentru a vedea că în repartizarea noastră în gloria paradisului se ia în vedere nu doar slujirea noastră, ci și suferința noastră. Au fost oameni care ar fi dorit să slujească și Dumnezeu a hotărât să fie bolnav sau să moară ca martiri. Sunt aceștia dezavantajați? Nu. Scrie aici 2 Corinteni 4, de la versetul 17, că întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Gândiți-vă la câte suferințe au trecut peste apostol. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Să-i întărească Domnul pe cei ce sufăr și să le dea har celor ce lucrează. Pentru că Domnul nu va uita ostenelile nimănuia, dar nici suferințele nu vor rămâne nerăsplătite. Ceea ce a îndurat o mamă sau prigoana unui credincios, timpul lui, ostenel, posturi adesea, cum zicea apostolul, toate astea lucrează pentru slavă. Dar așa a spus Domnul în pildă celui cu 5 sau cu 2 sau apostolul spre suferințe, că ceea ce avem aici în repartiție, în activitate sau ceea ce suferim este incomparabil cu ceea ce vom primi. I-a zis, ai fost credincios peste puține, intră și primește multe. Pentru că Domnul aici nu are în vedere volumul activității noastre, ci pasiunea noastră, credincioșia, felul în care slujim. Domnul ne pune de probă aici, urmând ca adevăratul volum și dimensiunea chemării noastre să se vadă în împărăția lui Dumnezeu, în grădina paradisului, acolo unde cred că vor fi și răsplătirile, așa după cum a făgăduit Domnul și a amintit la lecția potrivită și celor 7 biserici. Celui ce va birui, Doamne, ajută-ne! Într-o a doua parte, prezint 3 lucruri despre activitatea în împărăția lui Dumnezeu. Cu mențiunea, mai întâi, că nu este descoperită nici slava în întregime, după cum nimeni n-a văzut pe Dumnezeu, tot așa nimeni nu știe cum vom fi noi, căci vom fi ca El, și nu este dezvăluită în mod suficient nici activitatea care o vom avea. Deci ceea ce vă voi descrie sunt doar niște imagini din nou, potrivit cu ceea ce este scris în Scriptură. În 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9, apostolul vorbește că cele rânduite de Dumnezeu întrec capacitatea noastră, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut,
Urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-a usuit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. În continuare e scris că Domnul ne le-a descoperit, spunându-ne că ne așteaptă, că vom ajunge la ele. Dar fără a le înțelege în mod total, apostolul când a fost răpit nici nu mai știa că a fost cu trup sau fără trup, menționând că oricum nu pot fi dezvăluite lucrurile acelea, pentru că nu pot fi înțelese. Și oricum, mântuirea rămâne prin credință. Nu avem de-a face cu vederea imaginilor și cunoașterea anticipată a întregii activități care va fi în cer. Iată cum scria și Ioan în 1 sa epistolă, capitolul 3, versetele 1 și 2. Este important să surprindem ceea ce e scris, să nu vrem să deschidem mai tare fereastra spre cer, că nu o să putem noi mișca din balamalele scrise. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copiii lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copiii lui Dumnezeu și ce vom fi? Nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Adică, suntem siguri că în împărăția lui Dumnezeu vom beneficia de prezența și accesul liber la divinitate, adică la slava Domnului. Ce este slava Domnului? Suma perfecțiunilor Lui infinite. Scriptura afirmă că Domnul este măreț, că este cel mai frumos. Iar cât despre oameni, se vorbește despre frumusețea fizică, dar și despre frumusețea interioară, la fel și la Dumnezeu. Vor fi imagini exterioare, în felul în care îl vom vedea, zic asta în înțelegerea noastră umană, dar și când vom avea de-a face cu El, cu bunătatea Lui, ce ne va fi descoperită în veacurile viitoare. Gândindu-ne că vom fi totdeauna cu Domnul, de asta ne asigură Scriptura. În finalul cărții Ezechiel este scris cum se va numi cetatea în care vom locui. Vedeți, în Apocalipsa nu sunt prezentate mai multe orașe, metropole, unde să locuiască sfinții. Așa că, zic eu, să nu se frământe care va fi primar într-o metropolă sau într-alta. E prezentată o singură cetate ca să ne arate că vom fi totdeauna cu Domnul. Ezechiel, capitolul 48, versetul 35, de jur împrejurul cetății 18.000 de coți și din ziua aceea numele cetății va fi Domnul este aici. Amintiți-vă și de promisiunea Domnului, Ioan 14.3, mă duc să vă pregătesc un loc pentru ca acolo unde sunt eu să fiți și voi împreună cu mine. Sau rugăciunea Domnului Iisus din Evanghelia după Ioan capitolul 17. Să nu credeți că Domnul Iisus s-a rugat ceea ce nu era conform cu voia lui Dumnezeu. El a cerut ceea ce a știut că e prins în plan. A cerut mai întâi să fie proslăvit în poziția lui ce o avea de la început. Și apoi zice, versetele 22 la 24, le-am dat slava mea, versetul 24, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu ca să vadă slava mea. Slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemerea lumii. În Tesaloniceni scrie în aceeași idee, vom fi totdeauna cu Domnul, dar vă citesc și din Apocalipsa, să vedeți ce favoare are Domnul pentru ai săi, capitolul 14. Asta e prima și cea mai importantă mențiune despre ce va fi în împărăția lui Dumnezeu. Vom fi cu Domnul, în prezența Lui. Vom vedea slava Lui. 14:4. Ei urmează pe miel oriunde merge el. Imaginea acestor 144.000, din nou un număr al completitudinii mântuiților și dreptul de a fi cu miel întotdeauna. Sau Apocalipsa 21:3.
Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Și ce interesant acolo, auziți? El va locui cu ei, ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. De trei ori repet aceeași idee, vom fi împreună. Ne bucurăm de asta? E bine când Domnul își face prezența în adunare? Când o clipă cu el, e o uimire. Ce va fi în veșnicii? El va fi cu ei, va fi Dumnezeul lor. Vom locui împreună. Asta va fi fericirea în împărăția lui Dumnezeu, prezența împreună cu Domnul. Iată ce scrie în capitolul 21 și de la versetul 22, unde se vede că vom beneficia din plin de prezența Domnului. Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună, ca să o lumineze, căci o luminează slavă la Dumnezeu și făclia este mielul. În cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeu cel atotputernic ca și mielul sunt templul ei. Prezența Domnului va crea o atmosferă a fericirii. Doamne, ajută-ne să te iubim până nu te vedem, ca atunci să ne bucurăm cu adevărat de prezența gloriei tale. În al doilea rând, legat de primul, vom putea în mod desăvârșit și pentru eternitate să proslăvim pe Dumnezeu. Apocalipsa ne arată că în împărăția eternă, închinarea, aduce slavă lui Dumnezeu, va fi cea mai plăcută activitate. Nu vom face de silă, nu va mai trebui nimeni să spună de la amvon amin și apoi când nu se aude suficient în sală, să repete, să spună, fraților, pentru Domnul nu se merită un amin mai tare, va fi un amin suficient acolo. Cum am citit în Apocalipsa 19, aleluia, aleluia, de patru ori aleluia, sfânt, 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 prezența Domnului îi va motiva pe oameni din plin să-L slăvească. Acum insistăm pentru un amin că se cuvine, dar oamenii nu simt prezența Domnului și n-au comuniune cu El, de aceea nu exclamă. Este ca și în lume, când oamenii sunt entuziasmați pe un stadion, când știu eu, e un gol aici la UTA, auzim din toate cartierele orașului că se întâmplă ceva. Dar dacă UTA retrogradează, nu mai auzi nimic. Asta pleacă în liniște, toți acasă. Bucuria va favoriza proslăvirea lui Dumnezeu. Iată ce citim din capitolul 4, de la versetul 9, ființele din cer o fac și acum, pentru că ele îl cunosc pe Domnul, sunt în prezența Lui. 4:9, când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri, cel ce stătea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni, cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie, se închinau celui ce este viu în vecii vecilor, își aruncau cununi înaintea scaunului de domnie și ziceau, vrednic ești Doamne și Dumnezeu nostru să primești slava, cinstea și puterea, că și Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Capitolul 5 prezintă mai în detalii, cu ocazia răscumpărării și a incluziunii noastre în împărăția definitivă a lui Dumnezeu, scrie aici de la versetul 12 și ei ziceau cu glas tare, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ și sub pământ, pe mare, și tot ce se află aceste locuri le-am auzit zicând, dar celui ce șade pe scaun de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Asta înseamnă că nu doar la început, cu ocazia debutului și a primei întâlniri cu Domnul vom slăvi. Asta se va permanentiza. În capitolul 7 scrie de asemenea despre slava aceasta, versetul 10, strigau cu glas tare și ziceau, mântuirea este a Dumnezeului nostru. Și toți sângerii se asociau și versetul 12 ziceau, amin, și iar adăugau Domnului să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria și din nou mențiunea, în vecii vecilor, amin, așa să fie. Doamne, ne dorim să ajungem acolo. Dar dacă noi credem acestea, nu-i corect încă de acum să-L slăvim pe Domnul întotdeauna? Și să nu ne mai întristăm, să nu ne îndoim mai degrabă de ajutorul și bunăvoința Sa? Și în al treilea rând, în împărăția lui Dumnezeu vom administra proprietăți și slujbe atribuite de Domnul.
în moștenirea cerească, regească. Vom fi în stăpânirea noului pământ, unit cu cerul. Nu va mai fi separat. Știți că sunt unele confesiuni care dezbat problema asta, că o să fim în cer sau să fim pe pământ. Să le spuneți că în nouă ordine de idei, cerul și pământul sunt tare legate. Și să poate merge de la una la alta mai ușor ca de aici în America. Apocalipsa ne prezintă sfinții pe o mare de stică înaintea tronului, dar în același timp și pe un nou pământ și pe Domnul ne-l prezintă, în cetate cu ei. Atunci cum se va face? Coboară Domnul pe nou pământ sau avem noi acces liber în cer? Deci această separare descrisă în Genesa nu mai este în forma actuală. Asta aparține ordinii prezente, care va fi desfințat, un cer de neatins și un pământ sub picioarele noastre. Apocalipsa prezintă în ordine pentru fiecare din cele șapte biserici diferite făgăduințe. Unul este un mesaj al făgăduinței, ne prezintă cu stabilitate și permanență în templul lui Dumnezeu, o alta ne arată pe tronuri guvernând, într-o altă imagine stăpânind sau gustând din pâinea vieții, din pomul vieții, primind o identitate cerească. Va fi o administrare împreună cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cum înțeleg eu, cunoscând în parte, îngerii sunt repartizați. Avem astfel un înger al focului, al apelor. La fel vom fi repartizați și noi. Cosmosul acesta este imens. Probabil, după cum îngerii sunt repartizați să desfășoare anumite activități, vom fi și noi. Unii într-un grad mai mare, că și îngerii sunt pe grade, alții într-o poziție mai inferioară, dar evident că acolo nu va fi nici lupta de clasă, nici invidie, nici frământări, fiecare se va bucura la nivelul lui, așa cum sunt îngeri rămași fideli lui Dumnezeu, bucurându-se în slavă cu Domnul. Încheiem, reamintindu-vă așadar că Dumnezeu prezintă imaginea împărăției noi printr-un oraș așezat în protecția divină pe un munte înalt, înconjurat de o grădină, și acum scrie în Apocalipsa 22, cu râul vieții, cu pomul vieții, descris prin absența tuturor stărilor rele și prin răsplătiri, prin atribuirea fericirii. Acolo ne vom bucura de a fi împreună cu Domnul, îl vom slăvi și vom face ceea ce ne cere. Cu siguranță va fi pentru fiecare o activitate plăcută. Dar, spun în încheiere, toate aceste promisiuni inimaginabile ale eternității sunt pentru cei ce, așa cum scrie Apocalipsa, sunt în templu și se închină în el. Cei dincolo nu se ia în calcul, nu se măsoară. Apocalipsa 11, 1 și 2. Apoi, în Apocalipsa 21 cu 27, în aceeași idee, citim: nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai ce-i scris în cartea vieții mielului. În aceste condiții, versetul 14, capitolul 22, le fixează pentru ultima dată: ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Se face un ultim apel, îl facem și noi. Descris aici, în versetul 17, și Duhul și Mireasa zic: vino, și cine aude să zică vino, și celui ce sete să vină, cine vrea, să ia apa vieții fără plată. Să ia apa vieții de aici, din biserică, prin Duhul și acolo, să ajungă cu adevărat la pomul vieții. Această stare definitivă, finală, este descrisă în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul cu care încheiem, pentru că în ordine cronologică
este plasat la urmă. 1 Corinteni 15, de la versetul 24. În urmă va veni sfârșitul când El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire, orice putere. Asta înseamnă finalul judecății eterne, căci trebuie că El să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Deja suntem raportat la Apocalipsa în capitolul 21. Dumnezeu, în adevăr, a pus totul sub picioarele Lui și când zice că totul i-a fost supus, se înțelege în afară de Cel ce i-a supus totul. Și când toate lucrurile vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune Celui ce i-a supus toate lucrurile. Pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Ce înțelegeți prin expresia aceasta? Dumnezeu să fie totul în toți. Eu înțeleg armonia dragostei desăvârșite. Dumnezeu totul în toți. Ce gândește Dumnezeu, gândește ultimul sfânt. Nimeni nu va avea vreun gând pe invers. Nimeni nu va mai avea vreo atitudine contrară. Dumnezeu va fi totul în toți. Un sistem care va funcționa perfect, dar un totalitarism al dragostei este greu de înțeles de noi. Oamenii au încercat sisteme centralizate pe care să le impună și oamenii să stăpânească sub diverse forme politice sau chiar tehnice încearcă oamenii și să-i controleze pe ceilalți. Dumnezeu ne va controla cu dragostea desăvârșită. Îl vom slăvi din iubire, îi vom sluji cu dragoste. Toți ne vom supune precum Fiul, după ce va fi distrusă, spune aici Scriptura, orice formă de răzvrătire, orice lacrimă, orice undă de întuneric sau de influență negativă. Doamne, cât mai avem până vom ajunge la acest stil de viață, o simțire, un gând, o inimă dată Domnului? Iată la ce lucrează Domnul. Și toate procedeile spirituale prin care ne trece au același scop, să ajungem la această stare. Înălțimea staturii plinătății lui Hristos, plin de toată plinătatea Dumnezeirii, când Dumnezeu să fie totul în toți. Doamne, îți mulțumim de planul Tău. Te rugăm, doar ajută-ne să ajungem cu bine. Și cum zice Iuda în cele două versete ce preced Apocalipsa, iar acelui ce poate să ne păzească de orice cădere și să ne facă să ne înfățișăm fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, a Lui să fie gloria pentru eternitate. Amin.